Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru. Vă mulțumim tare mult pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină, o știți deja, este emisiunea în care șef Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție dublă, o porție mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este actor, este comediant, ne este oaspete la cină, Cosmin Nedelcu, mai cunoscut publicului larg sub numele de Micuțu. Bun găsit, Adi! Bună seara, bine ai venit la emisiunea mea preferată. Am putea spune că aceasta este emisiunea pe care tu ai coordonat-o de astă dată și mă bucur tare mult că într-o perioadă în care se râde tot mai puțin în țara asta, ai decis să inviți la cină un comediant. Dar să știi că eu nu cred că se râde foarte puțin. Cred că se râde foarte puțin pe stradă, dar oamenii caută să se simtă bine și să se elibereze și să mai câștige niște endorfine prin râs. Și din fericire, fenomenul ăsta care se cheamă stand-up comedy arată tot mai bine în România. Prinde contur, da. Iar Micuțul e unul dintre primii. L-am sunat să-l întreb dacă mănâncă de toate și i-a zis că nu are interdicții la mâncare și atunci eu am zis să-l tratez așa cum mi-ar plăcea să mă trateze el pe mine și am adus niște porc și asta o să mâncăm. Nici eu n-am venit cu mâna goală la această emisiune. Am adus de la prietenii de la Sâmburești un Chateau Valvis, un roze, care cred eu merge foarte bine cu ce gătești tu acolo. La mulți ani. Doamnelor, domnilor, porc, da bun, în seara asta la cină și relativ simplu. Ce am aici? Am niște piept de porc cu șorici. Am niște frunzării care pot să fie orice vă place vouă, mai ales că se umple piața încet încet. Și apoi mai am în vasul ăsta sos de soia, sos de stridii, puțin ulei de susan și niște ceapă prăjită și pătrunjel. Le amestec bine pe toate că o să-mi trebuiască un pic mai târziu. Înainte de orice, foarte important pentru manevra asta, porcul trebuie să stea dezvelit în frigider, să-l bată aerul vreo 2 ore, 3 ore, să se usuce bine pe suprafață. E foarte important pentru că urmează să fie prăjit în baie de ulei sau baie de untură, fiecare ce are pe acasă. Eu de data asta n-am avut untură, deși tare mi-ar fi plăcut. În schimb, o să folosesc o baie de ulei. Temperatură destul de mare, pun porcul acolo, îi dau și niște sare, îl las să se frigă bine pe toate părțile, vreo 10-15 minute, poate, pentru că nu vreau să mi se usuce de tot, vreau să rămână și suculent la interior. Îl scot, îl fac bucăți cu un satâr și îl arunc într-o tigaie, poate chiar într-un wok, împreună cu niște ceapă verde, ceapă roșie și frunzele verzi pe care le am. La urmă, când văd că sunt gătite și frunzele, aduc și amestecul de sosuri acolo, mai amestec bine jumătate de minut și uite că am un fel de mâncare. Nici foarte greu, nici foarte ușor, ca așa, cu de toate, cum ne place nouă, cu o carne, cu o frunză, fără carbohidrați pe lângă, de data asta, că vorba aia e cină. Hai să vedem! Cosmin Nedelcu este cu noi la cină, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. N-ai mâncat astăzi, da? Ba da, că e ora 5. Da. Am mâncat. Cum să vii la Adi Hădean în sufragerie și să fii mâncat deja? O să facă un efort. Da. Plus că, na, eu am venit să vă văd pe voi așa, ca oameni, nu să vă mănânc mâncarea neapărat. neapărat, dar... Nu, e scopul era să vă văd, da, în primul rând. Bine, atunci hai să stăm de vorbă, lăsăm pe Adi să gătească. Te rog, ia loc. La cratiță, unde mi-e locul. Și mai repede. Cosmin, întâi de toate, aș vrea să știu cum s-a născut Micuțul ca nume de scenă. Cine ți-a zis așa? Cum de-a rămas în memoria colectivă? Cred că un băiat de la o altă clasă, când eram într-a doua, și un băiat care nu mă suporta. Dar asta, după aia am aflat, am crezut că sunt foarte special, dar e o poreclă comună celor mai mari decât restul. Voiam să folosesc un alt termen, dar așa. O poreclă comună, dar pe care tu ai preluat-o și ai dus-o la nivel de nume de scenă, că o țară întreagă așa te știe. Aș fi renunțat în momentul în care am venit în București, dacă nu s-ar fi întâmplat ca prietenul meu bun, cel mai bun, Adi Nicolae,
să-mi spună așa, fără să știe că asta e porecla mea, probabil aș fi renunțat la ea. Dar, din păcate, mi-a spus el, a simțit că asta e porecla și așa a rămas și în București. Pe stradă, cum te strigă lumea? Cosmin sau Micuțu? It goes both ways. În ultima perioadă, foarte mult Cosmin, domnul Micuțu, domnul Nedelcu, cam așa. Te-ai născut la Focșani, da? Moldovean jet by jet, cum se spune. Vrâncean, da. Vrâncean, mai degrabă. Adică e exact la granița dintre Muntenia și Moldova. Eu nu am nicio problemă, eu mă și consider moldovean, pentru că pe de altă parte am rădăcini din Bacău Moinești, mai degrabă, și din Republica Moldova. Deci, cine e din Moldova? Din Moldova, bunicul meu, bunicul, tatăl mamei. Bun, hai să o luăm cu începutul. Ce fel de copil erai? Erai un model de cumințenie sau liderul găștii de cartier? Depinde până la ce vârstă vrei să vorbim. Dacă vrei să vorbim până într-a cincea, am fost un elev model. Ce s-a întâmplat după? Probabil pentru că era mai mare decât restul fizic, a lovit pubertatea mult mai devreme. Prin urmare, teribilismul s-a așezat la locul lui mult mai devreme față de restul. Și am început să fiu mai împotriva sistemului. Ce făceai mai exact? Ce înseamnă împotriva sistemului? Păi lupta mea împotriva sistemului a pornit în clasa a 5-a, pe la începutul clasei a 5-a, când am spart geamurile de la cancelaria școlii. După care am sacrificat niște profesori. Nu, da, și de acolo a început rebeliunea. Și după aia m-am liniștit imediat după, pentru că taicul meu n-a fost de acord cu rebeliunea și prin urmare a acționat ca atare, așa cum se făcea pe vremea aia, și m-am liniștit o perioadă, după care iar m-am încruntat și așa mai departe. Părinții ți-au acordat mereu timp și încredere? Părinții mi-au acordat tot ce au avut ei mai bun în perioada aia și timpul pe care l-au avut la dispoziție. Pentru că nu puteai să vorbești în perioada aia despre, nu știu cum să zic, despre niște guidelines care se folosesc astăzi în parenting. În perioada aia, cam ce aveai la dispoziție, dacă puneai la dispoziția copilului tău, eu cred că erai un părinte bun. Și ai mei au făcut asta cu mine, pe lângă faptul că sunt și pentru mine sunt un reper al bunului simț și al coloanei vertebrale. Ce lucrau părinții tăi? Are legătură munca lor cu arta? Nu. Tata e inginer la bază și după aia și el a avut o perioadă de rebeliune și a devenit programator. Adică de unul singur a pus mâna pe C++, Visual, Fox Pro și nu mai știu ce limbaj de programare și a început să învețe singur. Era clar o pasiune pe care și-o descoperea și în momentul ăsta este programator. Iar mama este tot inginer în filatură în perioada aia, nu? Era TCM-ul și filatura. Și mai apoi a lucrat cu diferite firme de îmbrăcăminte pentru controlul calității. Te rog să ne povestești cum ai ajuns să faci două licee. Păi, deodată. L-am făcut pe primul. Nu, am în clasa a noua, pentru că era foarte importantă media de la capacitate și n-am avut o medie foarte bună, dar nici o medie foarte proastă, nu mai știu, am avut 8 și ceva, pentru că era bătaie foarte mare pe liceele bune, am intrat la liceul 1. Și el un liceu bun, dar un liceu de? Electrotehnică. Electrotehnică. Deci era mai degrabă spre zona asta industrială. Am avut noroc că am avut un diriginte extraordinar, un om care cânta în corul din pastorala din Focșani, așa. Așa, Codruz Lovin, care era și profesorul nostru de biologie. Și ne-am înțeles foarte bine, ascultam rocăreală împreună.
De altfel, ai și avut o formație, nu? De rock. Virus. Da. Ce nume e ăsta? Virus? Virus, da. Eu cred că am eșuat din multe puncte de vedere cu numele ăsta. Unul, pentru că în clasa a 8-a, sau chiar a 9-a, cred că eram, nu am reușit să găsim un nume mai... Adică erau nume de genul Cannibal Corpse, Cradle of Filth. Și noi, ca să fim iarăși împotriva sistemului și rebeli și teribiliști, am ales Virus. Mi se pare că am eșuat... Dar n-a mers cu muzica. Și ca teribiliști, și ca, nu știu, cantautori. N-a mers cu muzica, nu. Nu, am avut o cântare. O cântare? La... Un singur concert, adică? Nu, două, îmi cer scuze. Unul a fost la un concert, a fost la Rocoteca din Focșani. Și al doilea concert, în fața publicului larg, de la Casa de Cultură din Focșani, la Balul Bobocilor de la Liceu Unirea. Deci publicul larg erau vreo 30 în sală. Ai ceva cu mine. Nu, chiar erau oameni mulți, erau vreo 100 și un pic la Casa de Cultură din Focșani, iar la Rocotecă, aici ai dreptate, erau până în 30. Aveai plete, geacă de blugi, aveam de piele? Plete. Aveai plete, da? Aveam, da. Dar... Așa până... Nu, până pe aici, așa. Am ca Andreea Esca, așa. Hai, ceva e cum... Da, exact ca Andreea este. Și așa, chiar asta se întâmpla în interacțiunea mea cu prietenii, cu fellow rockeri. Mergeam și spuneam, bună seara România, bună seara Focșani. În fine. Și... Să ne întoarcem la artă. Da, și geacă de piele n-am avut. Și nici tricouri cu formații nu prea am avut. Am avut un singur, nu, două, trei. Trei. Hai, patru. O bluză cu Pantera, un tricou cu Kurt Cobain și o bluză Nirvana. Asta am avut. Ai ajuns totuși la un liceu de artă. Până la urmă ai făcut pictură. Așa, da. Am intrat a 10-a, după ce intra a 9-a, am jucat într-o piesă de teatru la festivalul Stef din Focșani. Am... uitat ce vreau să spun. Așa, am jucat în piesa aia de teatru, în fine, m-au văzut niște oameni, am creat niște legături cu Gabi Costin, de la, care era la liceul de arte în momentul ăla, și cu Ionuț Zaez, care era profesor acolo, și ambii m-au ajutat să ajung la arte, să dau examen, pe care l-am luat cu 9 și ceva sau 10, și toate astea în secret ca să nu afle ai mei. Că nu de știam ce ți era teamă? Pentru că aveam într-un fel în cap percepția lor că dacă ești artist o să mori de foame. Și e așa? Doar o paranteză aici. Ținând cont de faptul că m-am îngrășat enorm de când sunt în București, pare că nu. Nu. Pare că nu. Mai pictezi? Nu mai pictez. Pentru că nu eram foarte bun la asta și am preferat să las asta celor care se pricep. Eu am... trecut așa pe acolo, aveam un pic de talent, dar nu nimic. Dar care a fost acel moment în care ți-ai dat seama că teatru, că actorie vrei să faci în viață? A fost atunci când la Focșani ai jucat pentru prima oară într-o piesă? A fost în clasa 8-a, când am văzut un prieten care era cu un an mai mare, era între a 9-a și juca în festivalul ăsta de care v-am zis mai devreme. Și mi s-a părut extraordinar spectacolul ăla, mi s-a părut extraordinar... extraordinară interacțiunea pe care o aveai cu ce se întâmpla în fața ta și în plus cred că au contribuit și piesele de teatru pe care le citeam când eram mic cu ai mei, că făceam asta la un moment dat, era un obicei pe la noi prin casă și mi-am dat seama că mi-aș dori să fac și eu asta și între a noua a fost și confirmarea când am fost pe scenă și mi-am dat seama că aș putea să fac asta, chiar aș putea să fac asta. A fost cu emoții mari prima apariție a ta pe scenă? A fost cu emoții, dar eram și destul de, efectiv nu-mi dau seama cum se spune în română, cochi, prea încrezător în forțele proprii. Arogant. Merge? Să zicem, da, să zicem, da. Primul show de comedie când a venit? Primul show de comedie, de stand-up adică,
A fost în anul întâi de facultate, în toamnă. Adică abia intrasem în facultate. A fost cu Costel la Cafe Deco, pe vremea aia. El avea spectacole, îl făcea de vreo un an și ceva, doi. Da, și m-am dus și eu să văd despre ce e vorba. Și pentru că am băut vreo câteva bere, am urcat și eu. Și am spus monologul care intrasem la facultate. Bine, unul dintre ele. Așa, și lumea a reacționat destul de bine. Și ai zis, ăsta e drumul pe care aș putea să merg. N-am știut exact, pentru că am mai încercat după aia și alte lucruri. Adică, efectiv, glume, să încerc niște glume pe care le-am gândit. Și n-a mai fost chiar atât de simplu cum a fost în seara aia, spunând un monolog scris de altcineva, de Cip Ieșan, pe care îl recomand. Apropo, am mai scos două cărți de curând. Era mult mai complicat să vii cu propriul tău text. Și era foarte complicat și pentru că habar n-aveam tehnică. Nu știam ce înseamnă setup, nu știam că există punchline. Habar n-aveam lucrurile astea. Practic atunci am început drumul anevoios, după care l-am lăsat. Am lăsat o perioadă, da, vreo 2 luni de zile. Și după aia, în februarie, în 2006, m-am reapucat. Și de atunci... 2006, 18 ani. Da. 18 ani. În spectacolele tale, cât e improvizație, cât e scenariu? Păi acum, de-abia, am început și eu să fac o chestie pe care n-am făcut-o până acum, și anume să-mi scriu mai mult decât o premisă pe un caiet și să ies în fața publicului și să încerc să fac glume noi, dar cu o bază mult mai solidă. Pentru că până acum aveam doar o idee, o propoziție și mergeam pe scenă și cu ajutorul reacției publicului... Improvizai la greu. Improvizam până când duceam eu gluma pe un drum bun. Așa, și practic era în proporție 99% improvizat. Dar acum e în proporție de 88%. 82. În jur de 80. În jur de 80. Peste 80. Un pic peste 80. Un pic peste 80. Dacă am fi la știri, așa am anunțat. Da. Un pahar de vin ajută la improvizație? Iese show-ul mai bine? Te păcălește că da, dar de fapt nu. Nu. Pe vremuri... Cam toți urcam pe scenă după o bere, două, trei. Asta nu înseamnă că toată lumea urca beată sau amețită. Nu, dar aveam obiceiul ăsta că, na, când ăsta e locul de muncă, n-ai cum să nu scapi un pic în propria marfă. Da, dacă e borcanul de miere pe masă, da, îl atingi. Sau de țuică. Sau de țuică. Borcanul de țuică. Da, și... De ceva timp, nu. Zero alcool? De ceva timp zero alcool și în viața de zi cu zi. Dar de ce? Pentru că am un an mai liber în care aș vrea să mă organizez, pentru că urmează un an foarte greu în care ar trebui să filmez două filme, aproape back-to-back, să am și un turneu de stand-up, și aș vrea să le pot duce la capăt fără să mai am tot fel de angoase, anxietăți și alte probleme. Ce te inspiră? Cum creezi? De la ieșitul căței și strânsul de caca până la... Ar trebui să dau un exemplu în extremă aia deșteaptă acum. Ia. La o carte frânzărită în miez de noapte. Mamă, ce frumos sună și uite, suntem salvați de acest moment al cinei, când Adi ne aduce mâncarea. Mulțumesc, Adi! Bețele sunt opționale, adică puteți să le puneți la o parte dacă vă incomodează. Mă mândesc cu bețele. Iată, da, și din prima. Niște porc cu varză, practic, și cu niște șoric de porc puțin crocant, că atâta ne-a dus capul. Poftă, mă! Te rog! Filmele când au apărut în viața ta? Când și cum?
prima oară cu datorită lui Dan Chișu, când m-a invitat pe mine și pe Costel, m-a invitat. A zis că faci un film și să jucăm, eu și Costel, filmul care s-a numit Website Story. A fost un film într-o proporție, iarăși că ajungem la proporții de 95%, improvizat. Cu Dan acolo, noi actorii improvizam scene. El avea în minte așa un parcurs, avea în minte scenele și le improvizam pe parcurs. Și ăla a fost primul film în care am jucat, după care al doilea a fost tot la Dan, unde mi se pare că am făcut o treabă foarte bună și acum când mă uit în urmă, în Ursul, pe lângă actori foarte mari și eram absolut uimit că sunt acolo, am jucat la Naia Caranfil, un rol foarte mic. Cam câte în total să fi fost? Undeva pe la 8, 9, 10. Ce-ți place mai mult? Filmul, teatru sau show-urile de comedie? Păi cred că cel mai la îndemână și cel mai bine pentru mine este să fac stand-up. Pentru că asta e meseria mea. Care îmbină și actorie, dar mintea în continuare poate să creeze în zona asta iarăși de umor. Mergi la astfel de show-uri de comedie altele decât ale tale? De regulă ești public? Încerc să fiu, da. Mai ales la noi la club încerc să fiu pentru că avem seri de open mic și încerc să văd cât de des pot oameni noi, oameni care acum apar. Așa, plus mai merg bineînțeles la colegi. Te distrezi? Cum merge treaba? În ultima perioadă mă distrez. Înainte, cred că dintr-un soi de încrâncenare și supraanaliză, dintr-o deformare profesională, nu îmi dădeam voie să fiu surprins. Și erai mai degrabă critic pentru cine era pe scenă? Nu neapărat critic, nu critic, dar analizam lucrurile, era ceva analitic. Ceea ce mi se întâmplă și la filme, de altfel, în momentul în care mă uit la ele, pentru că asta studiez în momentul ăsta, structură de film și de serial, fără să vreau, văd ce o să se întâmple. Prin urmare, nu pot să mă mai las surprins. Dar sunt momente în care mă las efectiv în postura de spectator și e reconfortant. Ești și spectator la ce se întâmplă în viața publică din România? Viața economică, socială, politică? Nu cred că avem o viață politică. Da. Adică dacă noi spunem viață politică la an electoral și iar am început să revedem la fețe pe ăștia pe care ar trebui noi să-i alegem, ce nu consider că asta e viață politică. Și în restul timpului, scandaluri și... Adică nu e, e o telenovelă proastă de zeci de ani. Deci nu cred că avem o viață politică. Încerc cât pot de mult să mă implic din punct de vedere social. Ironizându-i pe politicieni câteodată, merge și așa? Am renunțat la genul ăsta de interacțiune cu ei pentru că nu ajută pe nimeni, de fapt. Oricât de echidistant încerc să fiu, publicul are senzația la un moment dat că automat eu am o tabără. Ceea ce nu e niciodată adevărat. Întotdeauna, fiind echidistant, chiar sunt echidistant. Adică nu... Și atunci sunt riscante glumele cu politicieni? Nu, din punctul ăsta de vedere. Riscul mă interesează că în momentul ăla se pierde scopul meu. Adică scopul meu fiind să-i fac pe oameni să râdă. Și dacă asta nu face decât să intervină, să fiu un zid și omul ăla să nu mai râdă. Și atunci ce sens are să mai fac asta? Prin urmare am ales să aleg o altă variantă. La podcast să arăt latura asta serioasă și implicată activ cetățenește în viața noastră socială. De ce ai simțit nevoia să faci podcast? Ești, cred, unul dintre primii oameni din România care a făcut astfel de interacțiune online. Inițial pentru că mă preocupa real ce aveau de spus invitații mei. După care, acum în formatul ăsta nou, totul a pornit de la un lucru pe care l-a spus la un moment dat Andy Moisescu, și anume că vorbim foarte des de ani de zile
despre lucrurile care ne dezbină, în primul rând, despre lucrurile care ne dezbină și foarte rar despre lucrurile care ne asemănăm și care ne unesc. Da. Prin urmare, am zis să schimb formatul și să am acum o masă mai mare la care sunt mai mulți invitați, în care nu mai vorbim despre viața invitatului, ci vorbim despre subiecte. Dezbatem subiecte. Ca să aflăm ce avem în comun și ca să aflăm, sper eu, că există și soluții în anumite... Dar nu, asta e una dintre preocupări, dar sunt și episoade mai, cred eu, mai amuzante, mai relaxate. Nu mi-am transformat podcastul într-o emisiune de viața la oraș sau nu știu cum se zice. Și oricum, acolo sunt părțile serioase și discuțiile serioase din viața ta. Pe scenă rămâne comedia. Exact. Pe scenă și pe online. Adică, automat, sper că la anul să filmez un alt special care să meargă tot așa pe YouTube, gratis pentru toată lumea. De ce gratis? Pentru că au plătit deja bani pe bilet oamenii. Cât este un bilet la spectacolul tău? Habar nu am. Habar nu am, pentru că de ceva timp iar nu ne mai ocupăm noi de organizare. Și pentru că asta e, nu știu, asta e, așa e în România. La un moment dat am vrut să fac, chiar am făcut o platformă unde mi-am pus specialul și nu a avut impactul pe care am crezut eu că o să-l aibă platforma respectivă și acum sunt suficiente platforme dacă vrei să urci un special să poți să o faci acolo. Ce așteptări ai de la publicul tău? Publicul cu care tu interacționezi, nu neapărat publicul de online sau publicul de film, pentru că pe acei oameni nu-i vezi, dar pe cei din fața scenei îi vezi de fiecare dată dacă nu te orbesc reflectoarele. Din păcate, la un moment dat aveam așteptări foarte mari, pentru că mi-am dat seama că și de la mine însumi aveam niște așteptări foarte mari, după care mi-am adus aminte de relația noastră. Relația noastră fiind că eu trebuie să-i fac pe ei să râdă, în primul rând, și să uite de toate problemele, grijile pe care le-au în rest. Nu să vin și eu și să le mai aduc aminte sau să le subliniez grijile mele și problemele mele. În fine. Și cred că în momentul ăsta pretențiile sunt simple, și anume să se comporte civilizat. Cam atât. Civilizat înseamnă să nu arunce cu cuțite în mine sau să nu vorbească neapărat la show-uri. Ar fi o chestie bună. Ar fi o chestie bună. Ar fi o chestie bună, da. Criticile te afectează? Pentru că sunt convinsă, să mă corectez dacă greșesc, că există și așa ceva în viața ta. Mai ales în mediul online, acolo unde ne ascundem cu toții identitatea în spatele tastaturii. Te rog. Scuză-mă. Vreau să fac nasul să dispară. Mă întorc la întrebare. Criticile te afectează? Cred că team building a împărțit la un moment dat România în două. No, unii care s-au... au împărțit România. E doar un exemplu care îmi vine acum în minte. Unii care s-au distrat copios și alții care au criticat. Da, păi cam asta e... Asta e reacția la cam tot ce am făcut eu în viața asta. Depinde cum sunt spuse criticile alea și dacă au o noimă. Dacă e pur și simplu ură, da, mă afectează. Oamenii au minte că, bai bă, te super că ți-a ies unul... Ei nu au în minte faptul că nu e un om. Adică dacă toată lumea ar înțelege că sunt sute de oameni, ca să nu zic mii, că nu a fost niciodată în halul ăsta, dar sunt sute, când e vorba de ceva așa important, cum ar fi un film cu înjurături, care schimbă cursul unei națiuni și simți nevoia să spui părerea, sunt sute de oameni care aruncă cu ură, nu cu... Băi, părerea mea e că nu a fost un film foarte amuzant și eu cred că nu o să mai merg la o altă producție în care apar tu sau ai scris sau...
Ok, pe asta o poți înțelege, asta zici. Asta zice. Pot să o înțeleg, Doamne, o salut, te rog, nu mai veni. E clar, nu ne înțelegem, nu suntem compatibili. Dar la să-ți iau, să-ți fac, să stai, să-ți fac mama ta... Atenție aici, la televizor e un Consiliu Național al Audiovizualului care... Sper că încă avem voie să spunem mama ta. Da, sigur. Tatăl tău. Avem voie. Așa, frați, surori, e o agresiune și în momentul în care e o agresiune, nu ai cum să nu o simți ca o agresiune. Dar ce ne face să ne pierdem simțul umorului? Cred că frustrarea care se acumulează, lucrurile se întâmplă acum cu o rapiditate enormă și nu prea mai avem timp să ne dăm seama ce simțim. Și atunci mai bine înjurăm decât să râdem? Ne frustrăm și ne supărăm pe alții când suntem supărați pe noi, de fapt, și ne dăm seama. Și toată lumea e foarte îngrijorată, de fapt, de câțiva ani de zile, de acum. Și frustrarea s-a strâns și e absolut normal. Prin urmare a crescut și cantitatea de ură care se revarsă din oameni și e normal. Și dacă ne luăm niște timp, poate, să respirăm, să ne mai liniștim și să simplificăm un pic viața. Pentru că e simplă și frumoasă, nu? Doamne ajută, așa să fie. Cosmin e diferit de Micuțu? Ești unul la casă și altul pe scenă? Și e Micuțu, da? Cu apostrof sau fără, dar fără L final. Nu e articulat, da? Da, ar fi fost foarte drăguț și un Micuțul. Adică orice școală generală m-ar fi apreciat. E o diferență, clar, pentru că pe scenă am permis să vorbesc despre niște lucruri pe care le consider amuzante, lucruri pe care nu-l fac în viața personală. Adică, de exemplu, noi doi, acum că ne cunoaștem, eu nu-mi permit să fac anumite glume cu tine pe scenă. Dacă tu ești în public și tu pornești o interacțiune cu mine, o să-mi permit să fac. Nu mi-aș permite. Mi-e teamă de Cosmin de pe scenă. Da, da, asta e, cam asta e diferența. Eu în viața de zi cu zi am bun simțul persoanei dintr-un mediu social. Pe scenă lucrurile se schimbă, pentru că atunci rolul meu e de comediant. Cred că rolul meu este să vorbesc despre lucrurile pe care le consider amuzante. Bineînțeles, având ca background tot un bun simț, care se cizelează în timp. Marea dragoste, în ce moment al vieții tale a venit? Cum ți-ai cucerit iubita? Cu un buchet de flori sau cu o glumă bună? Habar n-am. Cred că și, doar că în același timp. Foarte important să separ datul de flori cu o glumă bună, de o glumă bună. Pentru că dacă spui o glumă în timp ce dai flori, scazi din gest. Evenimentul și din gestul ăla. Așa că mai degrabă dai florile frumos și după aia faci gluma sau... Faci gluma cu două zile înainte și după aia dai florile ca să-și ceri scuze. Vine la toate show-urile tale? A fost la două show-uri până acum. Cum arată o cină romantică? O cină romantică, eu gătesc. Da, eu gătesc și... Da, și după aia mâncăm. Ce gătesc eu. Și sper să-și placă asta. Ce ți iese foarte bine? Hai că uite, o emisiune culinară. Creveți, dar e atât de simplu. N-are cum să nu-ți iasă. Pui usturoi, pui pătrunjel? Pun usturoi, pun pătrunjel. Dacă vrei. Da, bun. Da. Am și această curiozitate, Cosmin. Atunci când ieși în oraș cu prietenii, ei se așteaptă să-i distrezi că de ești comediant? Simți această presiune când ieși și tu la un pahar cu apă plată cu băieții? Păi, ținând cont de faptul că prietenii mei sunt extraordinar de amuzanți, nu. Și iarăși, ținând cont de faptul că avem aproape 40 de ani, nu mai ieșim în oraș să... Nu mai e ca la 20 de ani când încercam să ne animăm viața pe care o consideram tristă, pentru că priveam foarte multe filme rusești și citeam cărți rusești. Ai putea să faci comedie în altă țară? M-am gândit la asta și cred că dacă ar trebui să vorbesc engleză, m-aș descurca. În sensul că
probabil mi-a luat tot așa vreo între 6 și 10 ani. Dar cred că aș ocupa după aia un loc mic, dar important. N-ai fi fruntea? Niciun caz. În 10 ani e foarte greu. Nu, aici am avut noroc că am fost printre primii. Altfel, acum, de exemplu, sau nu acum neapărat, dar de acum cred eu că lucrurile vor fi mult mai grele pentru cei care vor intra în... E supra-saturată piața de acest gen de absolut deloc. Spectacol? Nu. Nu, din contră, cred că în momentul ăsta ar trebui să stăm mult mai bine și să numărăm mult mai mulți comedianți prin turnee și mult mai multe cluburi de comedie. Din păcate, eu cred eu un... Hai să nu-i zic eșec, că până la urmă... Dar cred că s-au întâmplat lucrurile astea și totul merge foarte încet și din cauza noastră. Pentru că am fost cu toții foarte orgolioși și fiecare și-a ținut de propria felie și s-a gândit la propria felie în loc să ne gândim la binele tuturora și binele comediei. Nu știu cât ar fi ajutat dacă am fi fost noi mai uniți, dar... E clar că dacă lucrurile s-au întâmplat așa a trebuit să fie. Ai făcut și televiziune, matinal, ai fost parte din show-uri de comedie. Ți-a plăcut TV-ul? Nu. Nu mi-a plăcut. Mă așteptam la asta. Nu mi-a plăcut, nu. Admir foarte mult oamenii care lucrează în TV și mi se pare că sunt niște echipe... cu niște oameni foarte frumoși și foarte capabili, dar, din păcate, nu e locul meu acolo. Mi se pare că online-ul îmi oferă o mult mai largă perspectivă decât o face TV-ul, care te îngrădește. Noi, în momentul ăsta, în producțiile noastre online, mimicăm foarte mult din ce e în TV, din ce s-a întâmplat și se întâmplă în momentul ăsta în TV. Mă refer la producție, la echipă, la lumini, cameramani, tehnic și așa mai departe. Doar că e o mai mare lejeritate în dialog. Exact, că produsul e realizat de noi, lucrurile pe care le spun mi le asum și nu trebuie să dau explicații mai departe, așa. Și e clar un mediu benefic mie. Știi, în TV mi se pare că există niște haine pe care trebuie să le îmbraci. Și automat, eu fiind destul de măricel, nu prea îmi vin hainele astea. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Cum să nu? Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi. Haideți. Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors la cină în această seară cu un invitat special. Cosmin Nedelcu este la masa de seară. Am mâncat, am băut un pic de apă, am povestit, am vorbit foarte mult despre procente. Și apropo de aceste procentaje pe care le-am pomenit un pic mai devreme, cât la sută în viața de zi cu zi ești vesel, cât ești trist? Din ce am descoperit în ultimii 2 ani, ideal este să nu știi procentele astea și să te îndrepți întotdeauna spre o linie dreaptă. Pentru că dacă fluctuează lucrurile, înseamnă că ai o problemă la cap. Dar nu știu, 50% cu 50% e echilibru? Nu. E prea mult echilibru. Nu e echilibru. Ideal este să fie o chestie constantă în care nu ești nici vesel, nici trist. Ești potrivit. Ce te scoate din sărite? Nu prea mă mai scot așa lucruri în ultima perioadă, din fericire. Dar pe vremuri foarte des eram enervat în trafic din cauza absurdității faptului că niște oameni care nu știu să conducă au pe mână 2 tone de metal. Mie asta mi s-a părut întotdeauna o chestie absurdă.
Și reacționai? Și reacționam. Reacționam până când, tot așa, cu vreo câțiva ani, mi-am dat seama că eu reacționez, ăla a greșit și sunt două lucruri. Unul, că și eu mai greșesc, deci automat sunt ipocrit în momentul în care mă enervez, mă enervez în halul ăla. Și doi la mână, eu ajung acasă cu palpitații și ăla la al doilea semafor uită că a existat ceva. Și mi-am dat seama că nu are sens. Cel mai bine e să fiu relaxat așa și liniștit. Care a fost cel mai dificil moment din viața ta? N-am avut așa momente dificile. Era să mor de vreo câteva ori, dar trăiesc, deci ok. N-am avut așa niște momente. Ai mei sunt sănătoși. N-am avut. Sunt super privilegiat. Binecuvântat, se spune. Ai făcut lucruri interzise în viață? Da. Trec repede peste asta? Cum vrei. Care este politicianul cu care ți-ar plăcea să ieși într-o seară la cină? De la noi, din țară? Mamă. Aș ieși, dar cu o singură condiție. Să plătească el și să fie la masă toată țara. Toată populația României. Să mănânce și să bea pe banii omului respectiv. Bun. Da. Asta e singura condiție. Dar hai să identificăm politicianul acela care și-ar permite. Toți! Să fim serioși. Pare un om dur. Ești un om dur? Da, mă abțin să nu spar paharul ăsta de fiecare dată când îl iau. Vreau să te întreb, de fapt, Cosmin, care sunt acele lucruri care te emoționează? Care te emoționează profund, adică până la lacrimi, așa? Căței mă emoționează. Nu știu, plâng la filme câteodată. Uite, de exemplu, am fost acum la documentarul ăsta cu, nu știu dacă e ok să spun, Hai România, așa, cu echipa națională și am vărsat niște lacrimi. Na. Asta m-a emoționat. M-a emoționat că am retrăit momentele alea din copilărie și pentru că mi-am adus aminte că aveam senzația că viitorul e mult mai luminos. Da. Ai momente în care te simți vulnerabil? Care sunt acele puncte cu care ceva te poate atinge? Ceva sau cineva? Iarăși, din fericire, de vreo câțiva ani, am devenit destul de vulnerabil constant. Adică când e nevoie, sunt vulnerabil. Nu mai încerc să mă ascund, să maschez, să îmi construiesc ziduri. Pentru că sunt inutile și mi-am dat seama că de fapt nu mă întăream, ci eram mai slab în momentele alea. Prin urmare, când am realizat că vulnerabilitatea într-o formă ponderată, adică nu trebuie să fii vulnerabil acum chiar non-stop, a picat o frunză și o să plângem și o să ținem doliu, dar reprezintă mai degrabă putere decât slăbiciune. Ce înseamnă bucurii simple pentru tine? Păi, de când m-am mutat la țară, asta, când vine soarele. Când e soare și ies cu căței și cu spui căței, și... câți ai? Doi căței. Doi. Uh-huh. Mari? Medii, da. Medii și băutura mare. Cine-i plimbă mai des? Eu. Căței reprezintă o bucurie simplă, o plimbare cu cei doi căței. Da, da, și statul în soare, așa, și în liniște aia. Așa, cititul, scrisul, cum asta. Ce scrii? Chestii personale. Un fel de jurnal? Un fel, da. Pe care crezi că îl vei publica vreodată sau niciodată rămâne acolo? Pentru... Rămâne acolo. Nu, o să încerc să fiu unul dintre români, dintre puțini români care nu scoate o carte. E o promisiune? Încerc, am spus încerc. A, ba nu, a...
Deja, da. Am uitat că am scris un capitol. Un capitol, carte. Da. E un capitol, nu e o un carte. Un capitol, da. Nu, o să încerc să nu scriu nicio carte până mă duce pe lumea cea dreaptă. Ce te-ar face mai fericit decât ești astăzi? Să nu fie război în Ucraina. Mulțumesc. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi. Avem mâncare. Cum să nu? Dar de la ce oră și când? Un coprezentator, dar ai zis că nu ți-a plăcut televiziunea, deci nu te invit pe partea asta alături de mine. Nu. No, nu. Bine, atunci venim noi la spectacolele tale. Când e următorul? Da. Mâine. Și cred că e valabil când o să iasă emisiunea. Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!